Ancheta procurorilor DNA Suceava a fost finalizată în termen record în mai puțin de 3 luni de la data la care au fost realizate perchezițiile la domiciliile suspecților. Procurorii DNA au descoperit că mai multe societăți comerciale au pus la punct un adevărat mecanism de fraudare a bugetului de stat. Mai exact, patronii unor firme au folosit aparate jocuri de noroc cu seriile și softurile clonate după aparate licențiate pentru a nu plăti taxe și impozite către bugetul de stat. Pe lista inculpaților se află Costel Calistru, Ștefan Viorel Dănuță, Silviu Spiridon, Dragoș Constantin Budeanu Pânzariu și Claudiu Bălăucă. Afacerile ilegale desfășurate de aceste persoane au fost protejate de Ioan Teodorescu, angajat al Oficiului Național de Jocuri de Noroc. În schimbul unor șpăgi cuprinse între 100 de lei și 3.000 de euro, Teodorescu i-ar fi anunțat pe patron despre controlele planificate și ar fi determinat colegi din instituție să nu le aplice sancțiuni pentru neregulile descoperite. În boxa acuzaților vor mai ajunge Ionuț Stărică, subcomisar la Poliția Botoșani, și soția lui, Aura Stărică, avocat în cadrul Baroului Botoșani. Cei doi ar fi primit foloase necuvenite pentru a proteja afacerile ilegale cu păcănele de pe raza orașului Botoșani. Agenția Națională de Administrare Fiscală a calculat că prejudiciul provocat de mafia păcănelelor se ridică la peste 5 milioane de lei. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe mai multe bunuri imobile și mobile, aflate în proprietatea inculpaților, dar și asupra aparatelor de joc tip slot machine, deținute de firmele Transexpress SRL, DV Consulting SRL, Panayotis SRL și Marsesi SRL. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Suceava.